salutare, dragi prieteni! Surpriză la tine acasă, de nou s-au pornit la drum pentru a livra emoții frumoase oamenilor ce au sărbători frumoase la sufletul și în familia dumneavoastră. Suntem în satul Bobletici, raionul Sângerei și venim aici spre doamna Silvia Pascal, ce face o frumoasă vârstă de 60 de ani în buchetul vieții și noi venim cu drag din partea oamenilor dragi care o iubesc nespus de mult și au apelat la echipă de surprize să vină în fața doamnei astăzi să-i cânte la mulți ani. Din partea cui venim și cine este persoana sau cine sunt persoanele care ne trimit aici, chiar nu vreau să divulg nimic, pentru că cu siguranță doamna Mageată o să simtă cu sufletul și cu inima cine sunt oamenii dragi care azi vor cu drag să vină pe poarta casei să cânte la mulți ani. Cu daruri frumoase, cu daruri alese, dar cel mai important, dragoste și dorul care vor veni astăzi spre dumnei ei, să-i lase o emoție frumoasă, să-i aducă amintiri de neuitat și, desigur, în palmaresul familiei, o înregistrare frumoasă care se va păstra cu drag peste ani, să o admire fiecare dintre ei atunci când se vor aduna frumos la o masă de sărbătoare aici, acasă, frumos, lângă doamna Mageată. Ne îndreptăm cu drag spre dumneavoastră să-i cântăm la mulți ani și cu drag vă invităm ca de fiecare dată să ne fiți alături, să ne susțineți, căci împreună emoțiile frumoase se fac într-așa fel ca să ajungă de la sufletele calde spre sufletele calde. Haideți, frumos! Măcar o supă de an, de s-ar vine lume să le să pot cumpăra cu bani. Ia și-mi păra mamei mele, măcar o supă de an. Mamă-i, mamă, cât-i lumea, mamă-i viața. Ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire la mulți ani. Să trăiți, fie vă viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți. Pentru credința și fericire, doamna Silvia, să ne trăiți. Și toți împreună. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască. La mulți ani, la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Bună seara și bine v-am găsit! Am început scând singur, dar la final am vrut să termin cu oamenii dragi care sunt lângă dumneavoastră. Cu noi. Dar cum altfel? Așa, amintiri să rămâie. Bani sunt bani care se cheltuie. Noi venim cu dragi spre dumneavoastră, toți lumea la mulți ani. Suntem echipa surpriză la tine acasă, venim din orașul Fălești. Facem un drum atât de lung pentru a aduce o emoție frumoasă unui om drag ce este sărbătorit. Ce face azi 30 de anișori frumoși. Oi, 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 mai nici iată leacă. Ați vrea, ați vrea. Bun, la 30 mai adunăm 30 și aș spune așa, nu trebuie niciodată să ne rușunăm de vârsta care o avem, că toți anii sunt ai noștri și sunt dați de bunul Dumnezeu ca dar în asta lume să-i trăim așa cum sunt, cu bune, cu grele, cu încercări și tocmai atunci când ajungem la o vârstă înaintată, cred că stăm învingători în fața vârstei și în fața oamenilor dragi că am reușit să ajungem până la acești ani, să rămânem în picioare, să fim înconjurați de toți oamenii dragi, să avem putere să întindem mese de sărbătoare, să lăsăm încă poarta și ușa deschisă și să așteptăm cu drag și suflet oamenii dragi. Noi ne cerem scuze că am dat năvală în ograda dumneavoastră fără invitație, dar am avut o rugăminte din partea cuiva să venim azi la sărbătoarea dumneavoastră, să vă aducem daruri frumoase, dar eu întotdeauna zic că nu este darul important, cum este dragostea celor care vor să facă frumos celor de aici de acasă. Și am să mă opresc, că ce am o întrebare, care știți cu siguranță că echipele de surprize o au de fiecare dată pentru cei omageați care stau în fața noastră. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă intuiți din partea cui venim noi, cine ar fi persoana care vrea să vă spună azi la mulți ani, să vă facă cumva un pic mai frumoasă sărbătoare dumneavoastră decât este ea de fapt. Am o fată. Așa. Granită și mie. Așa. Și pe lângă dânsa aveți și lată. Da. De bucurie. Așa. Pe lângă bucurie eu sunt sigură că sunt și lacrimi de dor. Și lacrimi de regret că nu sunt aici lângă dumneavoastră. Dar să știți că ei fiind departe au gândit așa. Că pe lângă durerea care o au în suflet că nu poți azi să alergem fața dumneavoastră, să spună la mulți ani mamă, la mulți ani bunică,
O mulți ani, soacră! Au găsit o echipă de surpriză, fapt pentru care le mulțumim din suflet că ne-au ales pe noi și ne-au oferit încrederea și noi încercăm să aducem acel licăr de dragoste frumoasă pentru dumneavoastră, să vă spună cu drag la mulți ani. Să știți că ei mi-au trimis o listă de cuvinte frumoase care au vrut azi să ajungă la dumneavoastră și am zis așa, citind această foaie lungă, am să încerc cuvintele mele, ceea ce am citit acolo, să vă redau și dumneavoastră. Că vă iubesc mi-ai spus de mult și în lumea asta nu există om mai sfânt și mai frumos în toate privințele de mama. Mama este omul care ne dă viață, mama este omul care ne educă în viață și mama este omul care nu doarme nopțile, sau mai bine zis, preface nopțile în zile ca să ne facă oameni frumoși în lumea asta. Și întotdeauna am o plăcere să zic că e una să te naști om și e una să fii educat și să mergi în drumul vieții ca om. Vă sunt recunoscători pentru faptul că anume dumneavoastră sunteți mama lor și o altă mai bună și mai frumoasă nu și-ar fi închipuit niciodată. Și dacă ar fi acum să fie întrebați copiii dumneavoastră cine vrea să fie mama, cu siguranță ar răspunde mama noastră, mama Silvia. Cea mai bună, cea mai scumpă, cea mai gospodină, cea mai drăgostoasă, cea mai bravă, cea mai blândă, cea mai blajină și cred că aici ar urma multe puncte. Căci cuvintele de laudă pentru mamă sunt infinite și cât n-am încercat să găsim un cuvânt potrivit care să aducă la sufletul mamei recunoștința noastră, cred că nu ar fi, căci prea multă jertfă și prea multă dragoste oferă o mamă în lumea asta ca noi acum să o putem răsplăti cu ceva. Și cred că darurile ar fi nimic pentru dumneavoastră, sunt doar un simbol de stimă și respect, dar cel mai important este dragostea care vă-l poartă. Și anii dumneavoastră, poate nu toți, adunați într-un coș frumos, care ar fi vrut ei să deschidă portița și să alerge cu trandafiri spre mamă și să spună la mulți ani scumpă și minunata noastră. Dar ne-au ales pe noi și am să venim cu drag și să vă aducem o inimă gustoasă și plină de dragoste de la ei. Un coș cu trandafiri care au vrut frumos să ajungă azi în brațele mamei și mama să fie cea mai minunată cu flori frumoase. Și desigur o să avem și un coș de vitamine care deja l-am aranjat acolo lângă dumneavoastră pe măsuță, pentru că este greu și este plin cu de toate. Vitamine, semn de grijă pentru mămica și cu siguranță pentru cei care deja la poartă au reușit să mai fure câte un fruct de la noi. Așa, dar fără asta nu se poate. Așa, le vă spunem cu drag la mulți ani din partea lor, sănătate, bucurii, să aveți întotdeauna dragoste din partea copiilor, că eu întotdeauna zic așa, nu cer părinții răsplată de la noi, cum cer respect, cum cer dragoste, cum cer să nu fie uitați, cum cer să li se ducă numele frumos și cu mândrie, ca mama, ca părinții în general, să poată să spună cine este copilul meu, unde se află copilul meu, ce muncește copilul meu, cum este realizat copilul meu și cum este om copilul meu, acolo departe, printre oameni. La mulți ani, mama! Mulțumesc mult! Să știți că este pentru dar am să rog să vă ajut cineva, că dacă au zis că vor ca brațele mamei să fie azi cu flori, să fie brațele mamei cu flori din partea lor. Și am să vă rog dacă aveți și dumneavoastră să le spuneți ceva, să vă uitați aici. La noi, în surprize, am zis așa, dacă plângem, plângem toți, dacă râdem, râdem toți. Noi nu prea tragem atenția la cameră, ea este așa cumva un moment care fixează sărbătoarea dumneavoastră în amintire. Dacă vin lacrimi, spuneți cu lacrimi, dați fiind în suflet. Mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns la această vârstă. Și am o familie frumoasă și blândă. Mulțumim lui Vopa și lui Olea că mi-a făcut așa surpriză. Sănătate multă la mulți ani. Nu plângem la 120. Mulțumesc frumos. Și dumneavoastră, la copilașii mei, la fica Jenia și Jenierli din Moldova, tot m-a ajutat tare mult și sănătoși. Sănătate multă. Eu la urmă cred că am drept să divulg, că nu doar v-au ajutat dumneavoastră, ei sunt și complicii care au făcut un drum până la Fălești. Da. Să ne găsească și spunem la punct toate detaliile, ca acest moment frumos, cu toate că vine din partea surorii, da, să fie făcut atât de frumos, pentru că până la urmă este și a lor mamă. Da. Doar că ei au fericirea de a fi lângă mama, da, dar cei de acolo de departe un pic sunt lipsiți de această posibilitate. Mulțumim frumos! Mândriți-vă că aveți cu ce! Și la neamurile care au avut onoarea și ocazia și turismă să treacă acest eveniment cu mine. Eu nu știu cum ați trecut dumneavoastră până acum, eu nu aud muzică și voie bună, dar noi suntem aici chemați și cu boxa.
Și cu multă dragoste și cu multă gălăgie, în sens frumos, din partea dumneavoastră se cere dans, se cere chiuite, se cere veselie. Și eu zic că n-avem motiv să ascundem că în sat este sărbătoare azi, la doamna Silvia este sărbătoare, așa? Nu i-a spus nimic. Nu i-a spus nimic, da? Lucrurile frumoase, eu zic, să fac deschis. Și copilașii mei sănătoși, da? De la dâns și nepoții sănătoși, voioși, frumoși. Și puteți spuneți la toți așa copii cum am eu. Păi aveți cu ceva mândri. Iată așa, mamă. Să fiți sărbători, veselie, că și mie. Mulțumim, ne-ați poftit, măi, cu mare drag am venit. Și din suflet să vă cântăm, măi, ce-mi vreau să vă lemnem. La mulți zile, zile, trai bogat, mărunt și vine un pahar ce închinăm. Bucuroși să vă cântăm. La mulți ani cu sănătate, de toate se aveți parte, unde joc și voi e bun. Yeah.
Mi-a dat viața pentru mama.
Știi că n-aste lume, tot ce faci bine sau rău, se întoarce la tine.
Omule care ești om, știi că în asta lume tot ce faci bine sau rău se-ntoarce la tine. Oftorule, 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 eu și atunci am să știu bun când pe la trecut din drum și noi arunca cu piatră ca să mă mai latră, dar și cu pâine de secare când mai duce prin amară și le-a stupat gura, mă. În veci nu mor lătramă. Chioială pentru doamna Silvia, se spune că suntem anunțeagă. Viața asta ești o roată, chiar că fi păcată, să nu crezi tu, omule, că nu se întoarce odată. Oftorule, 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 eu și atunci am să știu tot când mă l-am trecut din drum și noi arunca cu viatra ca să mă mai l-a trădat. Și cu pâine de secare când mai dulce, când amare și le-a stupat gura, mă. Când vezi număr letra, mă. Și cu pâine de secare, nici mai dulce, nici amare și le-a stupat gura, mă. Când vezi număr letra, mă. Să fie cu drag profesor pentru prietenii buni care au venit azi la sărbătoarea doamnei Silvia. Deci pe lângă copiii au deschis poarta și prietenii, rudele, neamurile. Deci să fie o piesă frumoasă pentru voi, bucurați-vă prieteni și toată lumea gălăgie. Bucurați-vă prieteni, de prieteni și de frați. Bucurați-vă de un nume ce vi dat ca să-l purtați. Bucurați-vă de un prieten, de un amor cu plotete. Bucurați-vă cu viață de lumina dragostei. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, într-o poveste. Simple de tot, scurte de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata slobie. Uite un băiat, floare și-a prins la pălărie. Uite un prun, ride-n braț, hai mai trăbănu. Uite un moș, tace toian, au patroianu. Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați. Bucurați-vă de un nume ce vi dat ca să-l purtați. Bucurați-vă de un cântec, de un amor cu flori de tei. Bucurați-vă cu viață de lumina dragostei. Muntele e, ne-a de menea, astăzi ne doare. S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu, cine ești tu, cine e râsul? Voi ați știut, vorul înalt, vorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut, necunoscut, suflet de pâine. Grijile cresc, doamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Care ne-am adunat aici să facem ziua frumoasă și totodată să aducem prezența copiilor de departe, virtual, la casă, la mama, la cei 60 de ani frumoși, să trăiască mama și toate mânuțele sus! Cântă
toată lumea spune la mulți ani. La 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 mulți ani de ziua ta, muzica se cânte an de an așa. La 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 mulți ani de ziua ta, fericire multe către inima. La 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 mulți ani de ziua ta, muzica se cânte an de an așa. La 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 mulți ani de ziua ta, fericire multe către doamna Silvia. E frumoasă și mereu a fost așa. Prin prieteni, vin cu daruri și ce-o prins campania. Astăzi este ziua ta, sus paharele ciuprit, împreună până în zori chefuim. Toată lumea-ți cântă, toată lumea-ți strigă la mulți ani. La 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 mulți ani de ziua ta, muzica se cânte an de an așa. O gradă plină de moldoveni să fie o horă frumoasă pentru moldoveni, deci ne ținem toți la o horă și cu asta precis finalizăm că suntem așteptați în altă parte, deci toată lumea o horă frumoasă, horă moldovenilor. Yes.
Cum e frumos am dat asta? Ca la danțează în Moldova? Ia uite! Ia. Tot aici! Nu ți-ai zis pe șală! Sănătoși, mulțumesc din credere! La mama noastră au zis generile! La mama noastră! Ia că este gener care iubește mama! Au zis mama, unde mama? Îți mulțumesc că ați zis la mama mea, la mama noastră! Dar pe cășe! Mai rar așa jilet. Mulțumesc vouă din credere. Să vă trăiască mama, tată și familia, că sunt minunați. Om mai stat, dar ne așteaptă la mărândeni. Sănătate. Da, fugim încolo. Mulțumim din suflet. Sănătate. Bine ați venit la toate. Mulțumim, 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 Doar acum îmi dau seama ce dreptate avea mama. Ea săraca știa bine că am să cresc și plec în lume. Doar acum îmi dau seama ce dreptate avea mama. Ea săraca știa bine că am să cresc și plec în lume. Mama-i mamă cât pe lumea, mama-i viață numai una. S-o iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește. Mama-i mamă cât pe lumea, mama-i viață numai una. S-o iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește.